După mai bine de o lună în care a stat în Elveția, Anda Adam se întoarce de urgență în țară. Vedeta a hotărât alături de Joseph, iubitul său, că este nevoie să revină în România, iar motivul este unul întemeiat. Cei doi pregătesc ultimele detalii pentru deschiderea clubului pe care l-au construit în Cluj. Când au stat în Elveția, nu și-au luat mâna de pe afacere, pentru că au supravegheat de pe camerele video desfășurarea șantierului. Acum însă e nevoie de prezența lor, mai ales că vor găsi locația total schimbată. Echipa angajată de artistă și-a făcut treaba și a adus o tehnologie de lumini LED unică în țară. Ia fix de ziua îndrăgostiților, pe 14 februarie, pentru o escapadă romantică în Elveția, unde afaceristul are o vilă spectaculoasă. Cântăreața a fost încântată de peisaj, astfel că șederea lor s-a prelungit destul de mult. Zilele următoare vor reveni însă de urgență, deoarece afacerile pe care le au aici au nevoie de supraveghere. În plus, se pregătesc pentru deschiderea clubului din Cluj, în care au investit sute de mii de euro. Am avut de astea, gen New York, din New York m-am dus în Azerbaijan, din Azerbaijan eram în Turcia. Mama mea, săraca, care e pe alfus orar, știi, s-a dus la somn peste noapte și când s-a trezit, eu deja schimbasem două teritorii, nu înțelegea nimic. Deci era făcea că juri, eu nu mai înțeleg nimic. Viața de artist, ce vrei. Da, aveam gen concert în club, când am cântat la 2 și la 5 aveam avion, adică eu deja după ce am cântat în 3 ore, eram în avion, eram zbor spre alt teritoriu. Anda, care este secretul pentru o fată ca tine, cu atâția ani în spate, de muncă, de nopți nedormite, de momente mai puțin bune, unele mai bune. Care este secretul să rămâi tot timpul acolo sus? Pentru că tu ești una din artistele care poate fi luată ca exemplu. Și anume, niciodată n-a lăsat garda jos. Este, a spune între ghilimele, atracul când vine vorba de tot ce înseamnă partea profesională. Care este secretul unei vedete să aibă și longevitate și calitate? Eu pot să spun, nu știu dacă este secretul, așa, formula generală, pentru că nu vreau să mă pronunț. Contează foarte mult pasiunea, implicarea ta și seriozitatea cu care tratezi lucrurile. Eu sunt foarte implicată în tot ceea ce fac și nu mă mulțumesc cu puțin. Asta e unul din motourile mele. Deschiderea va avea loc la finalul lunii martie, iar pregătirile se fac la foc continuu. Fiecare pas a fost atent controlat de Joseph din Elveția, pe camerele video, iar echipa lui de oameni l-a ținut la curent cu toate detaliile. Acum nu rămâne decât ca cei doi să finalizeze pregătirile și să dea drumul la